thank you și 22 de minute, invitatul dimineții în matinalul RFI, în studioul nostru, vă spuneam și mai devreme, președintele Senatului, candidat independent la președinție, domnul Călim Popescu tăricianu și Cosmiru Șcior. Bine ați venit! Bună dimineața, Magda, bună dimineața tuturor, mulțumesc, domnule Tăricianu că sunteți în studioul RFI, bună dimineața! Bună dimineața! Bun, candidați la președinția României, a trecut deja o săptămână, suntem deja la a doua săptămână de campanie, cum, cum vi s-au părut lucrurile până acum, cum vi se pare campania? Într-un fel, aș spune, sunt puțin dezamăgit. Există un relativ slab interes din partea publicului, a cetățenilor. Poate cei care sunt implicați în campanie au impresia că lucrurile dau un clocot, dar cetățenii își văd de lucrurile lor cum, de fapt, e normal. Dar, pe de altă parte, sigur că lipsa de interes, lipsa de preocupare pentru dezbaterea publică. Este contraproductivă pentru că riscul de a ajunge în situația în care să avem un președinte nepregătit pentru această funcție este foarte mare, și după aceea regretele sunt inutile. Adică, opinia mea este și sugerez cetățenilor o mai mare atenție pentru a putea să cearnă bine printre candidații. La alegerile prezidențiale și să facă cea mai bună alegere în cunoștință de cauză. Vă întâlniți cu oamenii, ce discutați cu ei, ce, ce vă întreabă, care sunt temele? Cea mai mare parte a discuțiilor se referă la problemele cu care se confruntă cetățenii. Locuri de muncă, perspectiva economică, veniturile, nivelul scăzut al veniturilor, ca să fiu bineînțeles, fie că Vorbim de cei care sunt salariați, fie că vorbim de pensionari. Acestea sunt cele mai importante preocupări. Ele revin, aș spune, recurent. Nu sunt, dacă pot spune așa, de responsabilitatea directă a președintelui, dar sigur că președintele nu poate să ignore aceste mesaje de la cetățeni, nu poți să refuzi o astfel de discuție, nu poți să nu încerci să le schițezi care ar fi. Modalitatea în care lucrurile se pot uh, schimba. Vi se pare, domnule Tăricianu, că temele abordate pe teren cu oamenii diferă de multe ori de cele prezente în mass media? A, Există fără această îndoială. percepție, că sunt fără două lumi complet diferite? Fără îndoială, în mass media de obicei predomină uh, temele zilnice, uh, aș spune scandalurile, declarațiile șocante făcute de. Eu știu, de președinte, arestările, cererile de ridicare a imunității, le știm cu toți care sunt acestea, ofițerul acoperit și așa mai departe. Niciodată în public, vă spun cu sinceritate, niciodată n-am văzut aceste întrebări. Bun, poate sigur să existe una sau două, dar sunt nerelevante în contextul în care am discuții cu sute și mii de cetățeni. Problemele pe care le ridică țin mult mai mult de viața cu zi cu zi. Sigur că sunt oameni care se preocupă de starea justiției, de necesitatea unei justiții independente, dar așa cum vă spuneam discuțiile sunt și subiectele sunt mult diferite față de cele care predomină în mass media. Nu prea aveți, domnule Tăricianu, afișe electorale pe stradă, în capitală cel puțin. Cum, cum așa? Da, în capitală echipele cred că se mișcă cu viteze diferite și știu că există zone în care s-au pus la treabă și altele mai puțin, dar în același timp nu vă ascund și mijloacele de care dispun nu sunt la Înălțimea la care să se poată compara cu ceilalți candidați care văd că au monopolizat spațiul stradal. Exact, cu pa, pare, și cu... pare că suntem deja în turul 2. Îi vedem doar pe domnii Iohannis și Ponta. Da, e, e o discrepanță de mijloace, spuneam. Am înțeles. Ce fel de președinte vreți să fiți, domnule Tăricianu? Un președinte constituțional. Concret, ce ar însemna asta? Concret ar însemna uh, să se uh, revină la comportamentul care este uh, definit de litera și spiritul Constituției: adică președintele este un factor de moderație, este un factor de echilibru, este un factor echidistant, uh, neimplicat politic, care poate să joace rolul. Nu neapărat de arbitru și rolul de arbitru, fără îndoială, dar un rol pe care eu îl văd cu mult mai important, adică factorul de coeziune al societății. Cel care poate să coaguleze societatea în jurul unui proiect major pe care președintele trebuie să-l rostească în numele societății. Un proiect major însemnând un proiect de țară, un proiect care să ducă România într-o direcție certă pe următorii uh, 15-20 de ani. Plec de la constatarea că România, după ce și-a realizat două obiective majore, la care uh, și eu am militat sau pentru care și eu am militat, începând de la începutul anilor 90, aderarea la NATO și aderarea la Uniunea Europeană, România se găsește în momentul de față într-o derivă, uh, o lipsă totală de proiect. Uh, nu suntem decât victimile acestor dezbateri și scandaluri permanente, fără ca să existe un țel. Nu ne propunem nimic ca atare și dacă nu ne propunem nimic, asigur că țara nici nu evoluează, nu și-a stabilit niște obiective concrete. După părerea mea, România trebuie în acest moment să se hotărască, să-și asume un proiect ambițios pe următoarea perioadă și acest proiect eu l-am definit. Ca fiind, în mod simplu, rostit, România a șaptea putere a Europei. Pentru că avem potențialul necesar, suntem a șaptea țară ca mărime din Europa în termeni demo demografici și de teritoriu, și nimic nu ne-ar împiedica să performăm economic în așa fel încât să ajungem a șaptea economie a Europei. Și fiind a șaptea economie, fără îndoială, ponderea noastră politică ar fi pe măsura performanței economice. Deci, România ar fi a șaptea țară ca greutate în luarea deciziilor în Europa. Astăzi, din păcate, nu facem decât să jucăm un rol cu totul și cu totul minor în luarea deciziilor politice la nivelul Uniunii Europene și, în loc să fim o țară, aș spune, respectată, o țară de care se uh, ține cont atunci când sunt luate aceste decizii, uh, suntem mai degrabă de multe ori gvazi uh, ignorați. Quasi -ignorați. Cum, cum și în ce condiții credeți că România ar putea să ajungă a șaptea putere a Europei? Da, în primul rând, întotdeauna uh, uh, trebuie să-ți uh, Faci un plan, trebuie să-ți stabilești un proiect. Noi nu avem acest proiect. Nu o să ajungem a șaptea țară, numai așa, eu știu, dintr-o inerție, pentru că și ceilalți, toate celelalte țări europene progresează. Dar am văzut și experiența mă ajută foarte mult să îmi dau seama că un, odată un proiect formulat și, după aceea, hai să spunem, detaliat poate și bineînțeles cu condiția ca el să fie asumat la nivelul societății, poate să angreneze toate instituțiile statului și cu um, asumarea unor și desemnarea unor responsabilități certe și a unor termene, putem să începem să avansăm într-un ritm accelerat către acele um, ținte. La fel s-a întâmplat de exemplu cu aderarea la Uniunea Europeană. Dacă noi nu ne-am ne fi propus, nu ar fi fost constrânși, nu am fi fost uh, împinși de la spate într-un fel, uh, n-am fi fost trași uh, de haină de partenerii europeni, probabil că România n-ar fi progresat cât a progresat la nivel uh, instituțional, legislativ, uh, social, economic, în toate planurile. Uh, și uh, vă spuneam că experiența mea a demonstrat că se poate face acest lucru. Adică nu este un lucru imposibil. Nu mi se pare firească deloc uh, resemnarea, indiferența unora. Uh, practic, uh, așa, uh, modalitatea de a aborda aceste proiecte mari plecând de la premiza că nu se poate. În România cel mai simplu răspuns întotdeauna și la nivelul politic și la nivelul administrației este nu se poate. Dacă vrem, se poate, dar trebuie să vrem, trebuie să ne hotărăm. România până acum nu s-a hotărât și a băltit în scandaluri permanente, în dispute inutile, un consum de energie fantastic, care este în final gubos pentru că în loc țara să meargă într un ritm accelerat înainte stă și se macină în aceste inutile și permanente scandaluri și la sfârșitul unei perioade de fie ciclu electoral, fie mai lungă decât un ciclu electoral, dacă tragem o linie, adunăm, vedem că progresele sunt nesemnificative. Spuneați domnule Tăricianu puțin mai devreme că România a fost împinsă de la spate de către blocul comunitar, dar să recunoaștem că există și instrumente europene care între timp s-au transformat în adevărate arme politice, să de știți exemplu că... în nu? Da, să știți că împingerea de la spate a fost a fost impropriu făcută. Nimeni de la Bruxelles nu ne împingea. Nu. Împingerea de la spate, dacă vreți, trebuie pusă între ghilimele. Erau angajamentele pe care noi ni le luasem și care ne făceau să trebuiască să avansăm, să ne îndeplinim toate obiectivele asumate prin aderarea la Uniunea Europeană sau prin procesul de aderare la Uniunea Europeană, mai exact. Deci, acesta a fost factorul mobilizator. Vă spun ca unul care am condus vreme de 2 ani guvernul în faza eh, preliminară a aderării la Uniunea Europeană și știu atunci că mobilizarea tuturor instituțiilor statului, a, în final a întregii societăți, a făcut posibilă realizarea acestui deziderat. Altfel, dacă nu ar fi existat, poate, eu știu, o conducere fermă, o mână foarte în dirijarea acestui proces, România nu ar fi aderat performanțele României, de exemplu, comparativ cu ale Bulgariei, partenerii noștri de aderare, n au fost identice. România a progresat mult mai bine. La un moment dat s-a pus problema destul de delicată în contextul apropierii termenului de 1 ianuarie 2007. România era pregătită, încheiase în pregătirile, Bulgaria rămăsese în urmă și s-a pus problema evident a separării celor două țări, dar acest lucru nu era de dorit la nivelul Uniunii Europene. Deci, ca să revin, nu pot decât un lucru să spun. Atunci când România a avut un obiectiv și s-a mobilizat pentru el și aderarea la NATO, de asemenea, a fost un obiectiv asumat politic de întreaga societate, în final, pregătirile s-au putut face chiar dacă au presupus unele sacrificii. Și aderarea la NATO și la Uniunea Europeană au două obiective majore. S-au făcut și cu sacrificii. Sigur că avantajele ulterioare sunt cu mult mai mari. Putem să ne gândim, nu odată am rostit această idee, ce ar fi fost astăzi, sau cum ar fi fost astăzi România, dacă nu ar fi fost membră NATO și a Uniunii Europene în contextul crizei majore din Ucraina? România aspiră, domnule Tăricianu, de ani buni la statutul de membră a spațiului Schengen. Nu s-a întâmplat această aderare. Dacă ați ajunge președinte al României, ce demersuri ați face? Demersurile sunt, într-o bună măsură, făcute. Există, din păcate, sigur, o latură politică a aderării la Schengen, așa cum ați observat mai devreme, care este folosită de unele state, sau mai bine spus, a fost folosită și acum au devenit ele însele prizoniere ale acestui demers. De ce? Pentru că succesiunea de uh, alegeri care au avut loc în diferite țări europene, i-a făcut pe mulți politicieni occidentali incapabili să mai rostească vreun cuvânt despre aderarea României la Schengen, după ce au arătat cu degetul în mod irresponsabil către Uniunea Europeană, către România, pentru uh, problemele interne pe care le au și care, pe care nu au fost in, uh, în stare să le gestioneze. Cu alte cuvinte, ne-au transformat pe noi învinovați, și acum sigur că e foarte greu să revină cu un discurs favorabil care să susțină aderarea României la Schengen. În orice caz, eu cred că România astăzi este pregătită, fără doar și poate, pentru aderarea la Schengen și sigur că trebuie găsit prin mijloacele diplomatice modalitățile de a netezi drumul și de a găsi momentul cel mai prielnic. Și în cât timp estimați că s-ar putea întâmpla această aderare, <coughs> concret? Au trecut deja mulți ani, a fost chiar recent o nouă reuniune la Bruxelles, tema nu a figurat pe agenda? Da, din motivele pe care vi le-am spus, de exemplu, anul acesta existau diferite, eu știu, sensibilități care trebuiau menajate în raport cu Franța sau în raport cu alte țări și fiecare stă și-și drămuiește bine momentul în care să poate da, să-și dea ok. Eu cred că problema aderării la Schengen este o problemă cel mai bun caz care să dureze șase luni, poate maximum un an. Am înțeles. Relația cu Republica Moldova, domnule Călim popescu Tăriceanu, cum o vedeți? A fost chiar ieri un meeting pentru a treilea an consecutiv în capitală, organizat de cei care sprijină o eventuală unire între Republica Moldova. România. Cum priviți acest subiect? Eu cred că subiectul reunificării țărilor noastre este un subiect care este viu în sufletul și în mintea multora dintre români și basarabeni. România poate însă, într-o manieră inteligentă, să continue pe o direcție pe care deja a probat-o și care s-a dovedit foarte eficient, aceea de a fi, hai să spunem, cel mai bun ambasador, de a fi cel mai bun uh, factor de, de netezire a drumului uh, Moldovei, a Basarabiei, către uh, Uniunea Europeană. Suntem angajați în acest proces. Uh, României se recunoaște, să spunem, rolul de lider în momentul de față în problematica Moldovei. Însă, trebuie să avem în vedere și faptul că în Moldova sigur vor avea alegeri, vor avea loc alegeri la sfârșitul lunii noiembrie. Trebuie să vedem dacă după aceste alegeri Moldova va fi condusă în continuare de un guvern pro-european sau doamne ferește, vom asista la revenirea lui Voronin și a echipei sale, care știm că are o Politică cu totul și cu totul divergentă față de Uniunea Europeană. Deci, cred că eforturile României din ultima perioadă de a sprijini Moldova nu numai pe calea aderării, ci și pentru progresul și emanciparea ei, pentru dezvoltarea ei prin proiectele pe care le-a promovat, reprezintă cea mai bună modalitate de a ajuta Moldova și de a ne ajuta cu... pe noi toți. În a ne regăsi în viitor, împreună, chiar dacă, poate, eu știu, din punct de vedere politic, reunificarea nu se va putea face, dar ne vom regăsi împreună în Uniunea Europeană și atunci cred că vom asista la o reunificare, a zice mai degrabă de facto, decât de iure. Dar în ce condiții vedeți posibilă și o unificare la nivel politic? Sunt destul de precaut în această privință pentru că uh, modificarea uh, frontierelor uh, trasate după cel de-al doilea război mondial uh, este o chestiune foarte delicată la nivel european și uh, trebuie să ținem cont de mai ales de contextul actual care nu este unul favorabil uh, pentru reunificarea Moldovei cu România și trebuie să ținem cont în final și de dorința, nu trebuie acest lucru cumva ignorat, de dorința cetățenilor din Moldova, din Republica Moldova. Până la urmă, ei trebuie să fie cei care decid acest pas și astăzi, chiar dacă există un curent puternic și favorabil unirii cu România, nu știu dacă acest curent a ajuns să fie curentul predominant în societatea din Republica Moldova. În orice caz, domnule Tăricianu, această apropiere de care vorbeați a Republicii Moldova de spațiul european nu e privită cu ochi buni de către Rusia și aici avansăm la următorul subiect, relația României cu Federația Rusă. Cum o vedeți? dezvoltându-se în acest context tensionat. Da, sigur, Rusia nu privește cu ochi buni, dar cred că Rusia nu trebuie lăsată în același timp, să și continue nestingherită tendințele hegemonice, tendințele expansioniste pe care le manifestă în ultima perioadă și cred că Cum poate fi oprită? La, am, să, am să vă spun imediat, cred că noi nu numai noi, nu, noi românii, vorbesc în general de europeni și împreună cu partenerii noștri euroatlantici, am desconsiderat, am neglijat, nu am înțeles semnificația unor acțiuni uh, ale, pe care Rusia l a întreprins și aici mă refer la momentul 2008, uh, invazia Georgiei, când atitudinea a fost una extrem de laxă și uh, uh, lucru care a permis Rusiei în continuare, după ce a testat, aș spune, modul în care reacționează uh, lumea occidentală, să treacă la, un, la o etapă, aș spune, mai uh, agresivă și anume invazia Crimei Sigur că după invazia Crimeei și după criza din Ucraina, în sfârșit lumea occidentală s-a trezit, considerând că nu ne-am adaptat noilor schimbări geostrategice și această atitudine s-a manifestat în mod clar prin introducerea și aplicarea unor sancțiuni progresive care să dea semnalul necesar Rusiei că există o limită față de care nu poate să treacă. Deci, aceasta este maniera clară de, de comportament. Sigur, nu, nu sunt adeptul unei confruntări militare și cred că este ultima și ultima opțiune, dar, în același timp, atitudinea laxă care a fost în trecut a permis Rusiei să-și manifeste tendințele așa cum am observat. Iar acum, România a făcut, aș spune, ceea ce era absolut necesar, a demonstrat solidaritatea totală și fără niciun fel de fisură în comportamentul ei, alături de ceilalți parteneri și aliații ai noștri, în raport cu Rusia. Subliniez acest lucru, de ce? Pentru că dacă ne uităm puțin la țările care ne înconjoară, o să vedem că din partea Ungariei nu există aceeași atitudine, există din contă o atitudine care este criticabilă și criticată de partenerii occidentali, și care mie mi se pare că este extrem de periculoasă, o atitudine de apropiere și de toleranță față de Rusia, în contextul în care amenințările sunt extrem de grave la securitatea tuturor țărilor care aparțin flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. Este România în pericol în acest context din estul Europei? un pericol iminent, nu pot să spun că există, dar dacă vom neglija permanent uh, atitudinea aceasta uh, și vom desconsidera atitudinea aceasta, uh, așa cum spuneam, expansionistă și hegemonică a Rusiei, atunci asigur că amenințările ar putea să se amplifice și de unde acum uh, trăim într-un fel cu uh, siguranța că fiind membri ai NATO nu ni se poate întâmpla nimic, nu știm până cât de mult va continua Rusia pe această linie. Fără îndoială însă, că apartenența noastră la NATO ne dă acel confort de securitate pe care altfel nu l-am fi putut avea și care n ar fi transformat poate într-o potențială țintă. Revitalizarea economiei, domnule Călim Popescu Tăricianu, ne interesează și viziunea dumneavoastră ca președinte apropo de acest subiect. Mai întâi v-aș întreba dacă personal vă așteptați ca anul acesta economia să iasă pe plus sau pe minus. Economia va ieși anul acesta în mod cert pe plus. Economia este într-o situație bună. Cifrele macroeconomice arată, a spune, bine poate mai puțin bine decât mi-aș dori sau decât ne-am dori cu toți, că toți ne dorim să performăm cât mai bine sau cel puțin așa cred eu că își doresc toți, toți românii, indiferent de culoarea politică. Chestiunea este însă determinată, performanța României este determinată și de conjunctura economică europeană și internațională, care nu este una foarte bună. Europa nu a ieșit încă din criză, deci e foarte greu ca într-o Europa care este încă marcată de criza economică să fie o țară care performează extraordinar. Ei bine, aceste lucruri fiind spuse, totuși, perspectivele economice nu sunt proaste, însă vreau să subliniez, dacă noi ne dorim să, sau dacă ne-am propune să ajungem a șaptea putere economică a Europei, performanța României în domeniul economic ar trebui să fie una cu mult peste media europeană, adică calculele pe care le-am făcut. Mi-indică că acest lucru uh, trebuie să se ducă undeva, să se materializeze uh, la cel puțin 2-2,2 puncte procentuale peste media europeană, mă refer la creșterea anuală a produsului intern brut. Și în momentul de față, sau anul acesta, nu vom avea această performanță. Deci, uh, posibilitățile de diminuare a uh, decalajelor care ne separă uh, față de celelalte țări europene, sunt în acest moment uh, diminuate. Dar cu ce anume ar putea să iasă România uh. în față? În clipa de față, vârful de lance al exporturilor românești, cel puțin, este Dacia. Nu, nu Dacia, este industria, industria automobilului și uh, eu vă mulțumesc că ați făcut această remarcă și la care mi-am adus, să zicem, o mică completare și eu, pentru că e un domeniu pe care îl cunosc și un domeniu la care am. Uh, pus foarte multă energie pentru dezvoltarea lui actuală. Domeniul automobilului din România reprezintă cea mai importantă ramură industrială. Suntem cel mai mare producător de automobile din Europa de Sud-Est și am depășit Italia ca volum de producție, ca număr de automobile produse. Dar nu este numai Dacia și Ford în această ecuație, trebuie să țineți cont că sunt Sute de firme care uh, furnizează componente pentru cei doi constructori și pentru export, deci este o întreagă țesătură industrială care a fost construită cu migală, utilizând și stimulentele pe care guvernul le-a avut la dispoziție în perioada când eram prim-ministru și mă bucur de această realizare. Însă, uh, trebuie să uh, vă spun că România, în perioada care urmează, pentru a reuși performanța de care vorbeam, pentru că asta m-ați întrebat, cum va reuși România să performeze economic? Răspunsul este poate mai simplu decât vă imaginați, nu e atât de ușor de făcut însă. În primul rând, trebuie să plecăm de la următoarea premiză. Trebuie să abandonăm ideea și gândirea păguboasă, specifică perioadei dinainte 1990, referitoare la economia multilateral dezvoltată fiecare țară economic performantă în momentul de față din Europa și din lume are câteva domenii de preferință, de predilecție în care, într-adevăr, deține, aș spune, locul, sau locurile fruntașe în clasamentele aferente. Deci România trebuie să facă exact același lucru, să se hotărească care sunt domeniile pe care încearcă să facă excelență, în care să fie recunoscută. Fie că este domeniul agriculturii, fie că este domeniul automobilului, fie alte domenii, nu poți să fii performant și competitiv în toate. Și lucrul acesta, sigur că poate să fie rezultatul fie a unor decizii politice, să zicem, guvernamentale, fie a modului în care evoluează pur și simplu economia și piața, care de multe ori este mai valoroasă în domeniul deciziei decât decizia politică. Trebuie însă să ne trezim într-un final, și să ne dăm seama că nu vom putea să fim o economie competitivă dacă nu vom miza pe un element sau două elemente cheie care sunt strâns legate între ele, pe factorul educațional, deci învățământ de înaltă calitate și performanță, și cercetare. În momentul de față, spre deosebire de perioada când am fost prim-ministru, învățământul a ajuns din nou să fie un fel de cenușăreasă. Nu sunt fonduri suficiente care sunt investite și aici fac o paranteză, învățământ de calitate nu înseamnă metri pătrați de geamuri termopan la școli, înseamnă profesori cu un altă pregătire și bine plătiți, evident, pentru că nu putem să cerem calitate și să nu o răsplătim și, în al doilea rând, fonduri uh, pentru cercetare. Vreau să readuc aminte că în perioada mandatului meu am avut 6% din PIB alocați pentru învățământ, ajunsesem la acest procent care este reclamat în fine de segmente numeroase ale societății și aproape 1%, tot așa, fonduri publice pentru cercetare. Situația în momentul de față a revenit undeva la un nivel care. Nu mai poate să permită nici învățământul, nici cercetării să funcționeze ca motoare esențiale de dezvoltare economică, mai ales în perspectiv. Vorbe, vorbeați de finanțarea educației și cercetării, dar chiar dacă ar fi să se dubleze salariile <coughs> profesorilor, tot mici ar fi. Și atunci întrebarea e de unde bani. Nu știu dacă dublare la toată lumea, pentru că aici, vedeți, eu mă despart de conceptele egalitariste, sunt un liberal și cred că întotdeauna trebuie să primeze și să fie recompensată valoarea. Oamenii nu sunt egali și trebuie răsplătiți după performanța individuală. Voi Așa, am doar dar, să evidențiez că indiferent cât de mult le-ai majora, cât îți permite economia, tot mici ar fi. Da, sigur că da, dar și progresul economic nu-l vom înregistra dacă vom avea în continuare o școală care pierde teren în raport cu competiția din alte țări. Când vorbesc de școală, sigur vorbesc generic, e vorba de învățământul preuniversitar și învățământul universitar. Însă acestea sunt elementele cheie ale succesului dezvoltării în viitor. Trebuie să găsim soluții și să ieșim din această atitudine care, bineînțeles, e marcată de, de clișeele din perioada comunistă, de clișeele egalitariste. Eu cred că pariul nostru cu viitorul, pe care trebuie să-l câștigăm, dacă vrem să progresăm. Acesta este învățământul, școala în general, performantă și cercetarea, inovarea, dezvoltarea tehnologică. Numai țările care au pus accent pe acest element au putut să progreseze semnificativ în ultimii 30-40 de ani. Deci nu avem altă soluție, nu există soluții miraculoase și cred că societatea trebuie să și le asume la un anumit moment. Ce ne dorim să facem? Sigur că vrem să facem lucrul ăsta, va trebui să plătim și profesorii în mod corespunzător, pentru că altfel nu avem cum să scoatem performanță. Câteva chestiuni politice pe final de interviu, domnule că. Călim Popescu-Tăricianu. Sunteți candidat independent la președinția României. Credeți că veți intra în turul 2? Am convingerea aceasta. Sondajele, ultimele sondaje dinaintea începerii campaniei, arătau că pe prima poziție s-ar afla Victor Ponta, a doua Iohannis, pe a treia sunteți dumneavoastră. Are date cercetări? -ați Victor, timp? Victor Ponta e normal să fie pe prima poziție pentru că el are un atu, aș spune, important, funcția de prim-ministru, vizibilitatea funcției, o serie de eu știu, realizări care rezonează cu propriul electorat al Partidului Social-Democrat. Al doilea candidat în sondaje, vă refereați la Iohani, sigur că are beneficiu unor structuri politice care sunt în spatele lui, însă gafele pe care le face permanent, absența din dezbaterile publice, incapacitatea unui discurs propriu în afară de ceea ce citește pe prompter ajutat de, de domnul Blaga, îl fac să piardă teren. În afară de uh, incertitudinile și îngrijorările pe care le creează în rândul electoratului propriu, uh, scandalul pe care îl are sau uh, al cărui... Uh, uh, o, uh, actor este, mă refer la incompatibilitatea semnalată de Agenția Națională de Integritate. Acest lucru l-a făcut să scadă semnificativ în ultima perioadă și este pe o tendință de scădere. Nu mai vorbesc de irresponsabilitatea deciziei de a se angaja într-o campanie electorală știind care această problemă majoră de incompatibilitate, care poate în orice moment să-l scoată din cursă și această situație sigur ar dovedi o inconștiență față de electorat în primul rând, care într-un procent în fine, hai să zicem, cel care-i dat de sondaje, nu? Își pune încrederea într-un candidat și urmează după aceea să vadă că nu mai are cu cine să voteze. Deci asta e o problemă de raportare la propriul electorat și, de ce nu, și la, propriu, la propria formațiune politică care îl susține. Pe cine ați susține în turul al doilea dacă nu ați intra în această finală prezidențială? Uh, această posibilitate noi iau în calcul, iau în calcul o singură posibilitate, și anume uh, să intru în uh, turul 2, și știu foarte bine că sunt singurul candidat din zona dreptei care îl pot învinge pe actualul prim-ministru. Deși sunt unii adversari politici care vă privesc mai degrabă ca pe un apropiat al premierului Victor Ponta, nu neapărat un candidat de dreapta, cum le-ați răspunde? Eu cred că după 24 de ani, aproape 25 de ani de când sunt în politică, nu mă identific cu nimic altceva decât cu liberalismul din România. Și acesta este răspunsul meu pentru cei care vor să insinueze uh, altceva. Uh, în afară de acest lucru, uh, am declarat și am să o mai spun și acum. Am o responsabilitate față de electoratul care m-a ales și m-a trimis în Parlament și eu și colegii mei. Uh, cu toții am fost aleși pe lista Uniunii Social-Liberale. Uh, o listă care a fost votată nu numai de simpatizanții Partidului Național Liberal și Partidului Social-Democrat, și de mult mai mulți dintre români, aduc în minte aici că USL-ul a, a avut un scor record de 70% din voturile cetățenilor României. Deci acest lucru, mie și colegilor mei, ne creează o responsabilitate uriașă și anume de a ne asuma în continuare și de a susține programul politic pe baza căruia am fost aleși și programul pe baza căruia guvernul a primit votul de încredere în Parlament. Facem parte din majoritatea parlamentară, dar acest lucru nu mă împiedică să am propriul meu program, propria mea viziune despre România, să pot candida la alegerile acestea în totală independență față de Partidul Social-Democrat și de Victor Ponta, care sigur are viziunea lui, alegătorii lui, electoratului, cum este și normal. Ne adresăm. Unui public care este cu totul și cu totul diferit și avem o abordare care este diferită. În plus, cred că această idee, această viziune de necesitate a unui proiect major pentru România, îmi este până în momentul de față. Proprie, numai mie, n-am văzut la niciun alt candidat, în afară de un discurs politic în care sunt abordate toate subiectele, și prezidențiale, și neprezidențiale, dar din perspectiva unui discurs politic, n-am văzut la niciunul un adevărat proiect de țară. Pe cine ați vrea ca prim-ministru, în cazul în care ați ajunge președinte? Pe cel care, a spune el, sprijină Constituția și majoritatea în Parlament. Opțiunea de prim-ministru nu trebuie să fie opțiunea președintelui, ci este recunoașterea opțiunilor și voturilor cetățenilor în actualul context în care există o majoritate în Parlament, cred că lucrurile sunt foarte clare. Sigur că întotdeauna un premier poate fi schimbat în urma unei moțiuni de cenzură, dar, repet, nici atunci nu este dreptul președintelui de a numi persoana care este simpatică, ci persoana care realizează o majoritate în Parlament. Aceasta este esența democrației parlamentare și vreau să fiu bineînțeles în această privință, să nu se creadă cumva că desemnarea premierului este jocul pe care trebuie să-l facă președintele. Primul, președintele trebuie să respecte ordinea constituțională. Deci ați coabita cu victor Ponta, e corect spus. Pot să coabitez cu oricine. Dacă, dacă este ministru. dacă are în spate suportul uh, popular, votul și, sigur, majoritatea parlamentară. Este o obligație uh, constituțională a președintelui, în ultima, în ultimă instanță. Nu este o chestiune de bunăvoință sau. Uh, de interpretare, aici nu are loc niciun fel de interpretare. V-aș întreba, domnule Tăricianu, pe final, în 30 de secunde, vă rog, și dacă ați accept să fiți dumneavoastră premier în mandatul de președinte potențial al lui Victor Ponta. V-am răspuns înainte în condițiile în care consider că ajung în turul 2 și, uh, și sunt singurul care îl pot învinge pe Victor Ponta, nu am de ce să îmi pun această problemă la care vă mulțumesc că v-ați gândit, dar este improprie. Mulțumesc foarte mult pentru. Cu multă plăcere. A fost lângă noi în studioul RFI Călin Popescu tăricianu președintele Senatului, fostul premier al României și candidat independent pentru um, Palatul Cotroceni. Eu sunt Cosmin Ruscior, Vă dau reîntâlnire mâine dimineață la ora 9 și 20 cu nou invitat aici la RFI. Numai bine.